Acesta este drumul care urcă la cabana Forban, acolo unde se pregătesc echipele și sportivii Stelei, și tot pe această cale de acces, în urmă cu câteva zile, un grup de 40 de suporteri au fost pentru a încuraja și pentru a le arăta atașamentul lor fotbaliștilor steliști care se află acolo la surghiunul dinainte de începerea campionatului. Sala de forță de la Forban, acolo unde steliștii intră zilnic pentru porția de pregătire a musculaturii. Antrenorul principal al Stelei, Ion Ion, cum caracterizați această pregătire efectuată la Forban? Da, este o perioadă care de acumulări. Am ales aici la Forban pentru că avem condiții foarte bune. Suntem singuri aici și putem să ne desfășurăm programul în liniște. Două antrenamente pe zi, dimineața cu alergare, după amiaza la sala de forță și în sala mare ne efectuăm antrenamentul. Până acum suntem mulțumiți cu răspund toți jucătorii la efort și la programul de antrenament. Ștefan Iovan, al câtelea cantonament la Forban ca jucător sau antrenor? Păi ca jucător am, din 80 până 91 am prins vreo 11 ierni aici, prin 2000-2004 am mai prins vreo 4 ierni și acum cu noua noastră echipă, vechea noastră echipă, că ăsta e numele adevărat și asta e steaua adevărată, e primul. Garnitura cum se mișcă, lotul cum a răspuns la comenzi? Au răspuns bine, avem un grup foarte disciplinat, toți aleargă, toți încearcă să se autodepășească, sunt tineri, aveau nevoie de acest cantonament. Mai povestim și noi cum că tot de aici au plecat toate rezultatele bune ale Stelei și suntem mulțumiți de lotul pe care îl avem. Și se comportă foarte bine, zic eu, până acum. Pregătire fizică și pentru un portar la Forban, cum e aici între zăpezi? E bine, avem nevoie de această pregătire. Alergăm, ce să facem, mai avem puțin. A trecut ce a fost mai greu. Returul bate la ușă și promovarea este singurul obiectiv viabil, nu? Normal, nu ne gândim la altceva decât la promovare. Avem, suntem pe primul loc, avem prima șansă și jucăm în continuare să câștigăm toate meciurile. Mersi, furnit! Un goalgetter printre nămeți. E grea munca de jos? Da, a fost o pregătire diferită față de ce eram noi obișnuiți până acum, dar cu siguranță ne va ajuta și sperăm ca la finalul campionatului, când restul echipelor vor fi obosite, această pregătire să arate că a fost una bună. Cât de curând încep și meciurile de pregătire? Le așteptați? Da, abia așteptăm să vedem mingea, că până acum doar câte puțin așa în sală, 20 de minute cu mingea, doar am alergat. Vrem să intrăm pe teren și să arătăm ce putem. Ați făcut o socoteală? Câți kilometri de zăpadă ați băgat până acum? Cam 8 pe zi. Deci suntem de 10 zile, 80 de kilometri. Vă apropiați de 100. Da. Astăzi și mâine se face 100. Mersi. Mulțumesc. C'est la première fois pour toi que tu effectues les préparations sur la neige? Oui, oui, c'est la première fois que je visite une telle chose sur la Seine. Parce que là-bas, on ne s'entraîne pas sur la neige, quoi. C'est la première fois pour moi. Quelle est l'atmosphère, tes impressions? C'est un bon travail pour l'équipe, quoi, parce que j'adore ce travail, parce que c'est trop dur, mais aussi ça rend quelque chose, quoi. Ça peut nous permettre d'améliorer sur le terrain et beaucoup faire, quoi. Tu déjà aimais les couleurs rouge et bleu? Oui, j'aime bien, parce que je suivais cette équipe, mais ça fait longtemps, quoi. Il a fait une histoire dans le football et j'adore jouer ici, quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup à vous. Cabana Forban Steaua se vede foarte frumos și noaptea, atmosfera este una de basm, e o zăpadă care ajunge până la genunchi în unele pasaje,
Însă, după cum vedeți, fabrica de medalii are aceeași eficiență precum în anii 70-80, când aici se pregăteau echipele și sportivii de forță ai Stelei. De altfel, nu s-a schimbat mare lucru, pentru că acum sunt fotbaliștii la Forban. Tradițional vor urca și ruibiștii în luna februarie, așa că, în afara faptului că suntem într-un alt mileniu, lucrurile stau aproximativ la fel. E o pregătire care poate părea cumva tocită, nemodernizată, dar care, din punctul meu de vedere cel puțin, dă rezultate, deoarece condiția fizică, acumularea de aici, dintre nămeții Forbanului, reprezintă practic carburantul de care au nevoie sportivii pe parcursul întregului sezon al primăverii și al verii.